Luni după amiază, pe platoul din fața Teatrului Tudor Vianu, 23 de microbuze școlare noi își așteptau proprietarii, adică reprezentanții a 23 de localități giurgiuvene. Pentru a fi înmânate cheile, la fel ca și anul trecut, a fost organizată o ceremonie fără fast și doar în prezența prefectului județului, a inspectorului școlar, a vicepreședintelui Consiliului Județean Cristian Marciu și a preoților. În felul acesta, toate solicitările care au fost făcute către guvern au fost onorate. Deci, grație actualului guvern al României, copiii noștri nu vor mai merge pe jos la școală. În toate comunele și în toate satele din județul nostru vor ajunge cu microbuzele, în felul acesta facilitându-li se copiilor dreptul la școală. Este ultima tranșă din cele 50 de microbuze care au fost alocate de către guvernarea Ponta pentru județul Giurgiu, pentru ca în satele și comunele noastre copiii să se deplaseze la și de la școală în condiții bune, cu niște microbuze care să le asigure transportul. După discursuri, rând pe rând, primarii celor 23 de localități beneficiare au intrat în posesia cheilor de la microbuze, dar nu au putut pleca la drum înainte de stropirea mașinilor cu apă sfințită. Bucșan. Buturugeni. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivit. Cele 23 de microbuze școlare repartizate luni fac parte din ultima tranșă distribuită județului Giurgiu. Pe total au fost atribuite 50 de microbuze școlare, atât cât s-a solicitat guvernului, pentru a fi acoperite toate localitățile și pentru ca niciun elev să nu mai parcurgă distanțe mari în drumul spre școală.